Porțile Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD-ul s-au deschis larg în această dimineață pentru toți buzenii care au dorit să ia parte la aniversarea 150 de ani de la înființarea sa. Printre oaspeții de seamă s-au numărat foștii elevi și profesori ai liceului, încă de la promoția anului 1940, reprezentanței Guvernului, Parlamentului, ai autorităților locale, academicieni și alți buzeni recunoscuți în toată lumea. Cu toții au fost întâmpinați cu bucurie, cu un deosebit respect și cu muzică de calitate. Bravo! 5 ani când m-ați scris, am putut să vă dau un mesaj. Bine, mă bucur că ai reușit să vii. Bună ziua! De unde ai? Da, din Cehia, nu din Praga, unde stai, nu? Din Cehia, da? Un onorat. Un secretar de stat. Reprezia mea. Iartă-mă, domnul ministru, bine ai venit acasă. Lasă cagicile, bine. Nu, să l-am pus pe Toma, pe domnul primar, că văd că întârzie, da. Care... Hai, vino, te rog frumos. Deci, fii atent, mergem în bibliotecă. Sunt bine, doamna ministru, bine ați revenit. Vă mulțumim că v-ați putut să veniți. E o cântare pentru noi să vă primim. Haideți, vă rog frumos. Curtea interioară a colegiului abia dacă a reușit să adăpostească toți oaspeții, printre care au fost și mulți cu spirit HD-an, dar care nu au avut șansa să studieze la cea mai titrată unitate de învățământ din Buzău. După intonarea imnului național, eleva colegiului Dora Gaitanovici a interpretat imnul HD-ului, compus chiar de ea. Directorul Ionel Banu, care conduce colegiul de 10 ani, a rostit discursul de deschidere a zilelor HD-ului, 150 de ani în slujba educației, a performanței și a excelenței. Faima școlii de la HD-ul a fost și este înscrisă de profesorii săi, ctitori de caractere, dascăl plin de har, care l-au transformat și îl transformă necontenit într-o cetate de gând și suflet românesc. Loc în care s-au dăltuit și se dăltuiesc viitoare personalități, se cultivă știința și sensibilitatea. O cetate de cultură și de știință în al 150-lea an de dăinuire își deschide porțile spre elevii săi, cei care clădesc prin mintea lor viitorul. Întăresc prin valoare istoria acestei școli pe care au ales-o pentru a o sluji alături de profesorii lor. Rând pe rând, oaspeții de onoare și foștii HDN și-au exprimat emoția și mândria de a fi participat la această aniversare de un secol și jumătate. Sloganul "Suntem tineri de 150 de ani" confirmă că excelența are în mediul școlar buzoian vârsta adolescenței visătoare, convertită în aspirații, împliniri, lansări uimitoare către spațiul inteligenței, împlinite de învățătura temeinică. Vă doresc să trăiți intelectual cu sentimentul că cine are carte, are parte și să dați școlii românești
așa cum ați făcut-o până acum, promoții de absolvenți care să afirme ca valori ale societății noastre. Să nu uitați că transformările școlii în care învățați mărturisesc neliniștea căutării identității educaționale în contextul comunității pe care instituția o slujește. Vă doresc un an școlar cu rod bun, cu aspirații împlinite și conjugarea verbului a învăța în consonanță cu politicile educaționale pe care Ministerul Educației Naționale le promovează. Noi am venit în acest liceu ca niște copii în cea mai turbulentă perioada vieții, cea pubertății, adolescenței, când puteam să alegem orice drum, mai prost sau mai bun. Profesorii pe care astăzi omagiem, eu îi omagiez pe cei care sunt și vreau să le cinstesc memoria celor care nu mai sunt între noi, ne-au făcut să alegem drumul cel bun. Am învățat în liceu, am învățat după aia, ne-am pregătit și o demnitate, cum este cea de ministru, dacă te găsește pregătit, s-ar putea să lase și niște urme bune în urmă. Vreau să vă asigur că eu și toți prietenii HDN-i pe care îi am în București și oriunde, nu vă vom face de râs. Facem tot ce trebuie ca să ducem înainte spiritul HDN-ului. Văd foarte mulți copii. Vă rog să fiți mândri de școala pe care o urmați sau o absolviți, pentru că sunteți parte a unei elite care, local sau național, au dus țara mai departe. Cred că cei de aici se împart în două categorii. Cei care sunt absolvenți ai Colegiului Național Bogdan Petriceicu HDU și cei care regretă că nu sunt absolvenții acestui liceu, printre care, fără îndoială, mă număr. E a patra oră când vin aici și de fiecare dată intru în Colegiul Național Bogdan Petriceicu HDU ca într-un templu, cu smerenie și cu emoție. Cu smerenie și cu emoție pentru, în fața memoriei cei care au clădit acest palat, acest templu, și cu emoție și în fața elevilor, dintre cei mai buni elevi pe care îi are județul dumneavoastră. Fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, a propus autorităților locale să le ridice o statuie celor care au contribuit acum 150 de ani la ridicarea HDU-ului. Colegiul Național Petriceicu HDU nu este numai mândria județului Buzău. Dumneavoastră sunteți un brand, sunteți un brand național. Oriunde te duci, în Europa, în Africa, în America, găsești peste tot spiritul HDN. Sunt copleșit de emoție că astăzi aici, practic, există, dacă vreți, la o scară destul de mare, marea majoritate a personalităților județului Buzău de-a lungul timpului. Sunt academicieni, profesori, doctori, arhitecți. Practic, fără dumneavoastră, județul Buzău, poate că nu era momentul să spun acum, nu eram decât reprezentativ doar prin anumite produse culinare, cărnați de pleșcoi și mai departe. De ce spun lucrul ăsta? A venit vremea să respectăm inteligența, a venit vremea să respectăm valorile. Ați fost, sunteți și veți fi elita acestei comunități, elita acestui oraș, acestui județ. Problema este ce facem cu această elită, că dacă nu este promovată, nu avem nicio șansă nici ca și comunitate și nici ca țară. Să sperăm că se va crea sistemul într-o zi când elita va conduce și sunt convins că această țară va progresa mult mai repede. Putem spune că astăzi sărbătorim învățământul buzoian. Și spun asta deoarece HDU-ul a fost neîntrerupt și neobosit pe primele locuri în toate statisticile noastre. A fost mereu o unitate care a însemnat prestigiu, performanță și moralitate. Aici s-a făcut și se face educație la superlativ. Unii dintre HDN au îmbrăcat ținuta militară și au servit patria cu onoare de-a lungul anilor. Am ajuns la liceul HDU de la școala generală numărul 11 pentru că îmi plăcea foarte mult chimia. Eram olimpică națională la chimie și la sfatul doamnei profesoară Gușă, care mi-a spus: fată dragă, dacă vrei să faci ce în viață, trebuie să faci HDU, lasă Eminescu. Atunci am ajuns.
Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, că n-ați uitat că sunteți HD-eni, că este o sumă, o vârstă, o stare de spirit, 150 de ani și în același timp vă urez să fiți sănătoși, să prețuiți ce aveți, acesta este lucrul cel mai de preț, sănătatea, celor care acum sunteți încă pe băncile școlii, să aveți încredere în mintea voastră, pentru că în primul rând ați ales să veniți la HD-ul, deci ați avut minte. Mă aflu aici să vă transmit salutul călduros la aniversarea 150 de ani de la înființarea colegiului, a militarilor din garnizoana și județul Buzău, a militarilor activi în rezervă și retragere și în același timp să vă transmit un salut călduros din partea domnului ministru interimar al apărării, domnul Marcel Ciolacu, care este buzoian, și din partea șefului statului major general, Nicolae Ionel Ciucă, care a fost comandant al diviziei 2 infanterie din Buzău. Eu sunt aici să vă mulțumesc pentru că foarte mulți dintre HDE ne-au îmbrăcat uniforma militară și în marile conflagrații mondiale la care a participat armata română, să nu uităm că anul ăsta sărbătorim 100 de ani de la marile bătălii de la Mărești, Mărășești și Oituz, mulți dintre buzoieni, mulți absolvenți al IHD-ului și-au dat viața, au înroșit cu sânge pământul strămoșesc, pentru ca noi astăzi să putem astăzi să sărbăm cei 150 de ani de la înființarea colegiului. Academicianul Marius Carmen Andru, care a absolvit și el HD-ul, a adus un omagiu special profesorilor, de la care a învățat respectul față de această nobilă meserie. Am învățat un lucru. Am învățat corectitudinea și respectul față de meseria de profesor. Să nu te lași călcat în picioare de politic, să nu te lași călcat în picioare de orice fel de influență și să-ți păstrezi demnitatea de profesor. Acest liceu își datorează renumele marilor profesori și în fața lor trebuie să ne închinăm și să ne bucurăm. Pentru mine asta a fost cea mai mare bucurie ieri și astăzi să constat, dacă mai știam, că există profesori care pot constitui o atracție și modele pentru alți profesori. La mulți ani liceului meu drag și al tuturor. Mâine și poimâine, HDE-nii de toate vârstele vor putea participa la activități și spectacole susținute de elevii colegiului și de invitații acestora.